Senatul adoptă marele proiect al lui Liviu Dragnea, anunțat în programul de guvernare. Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare sublinierei investiții, proiectul inițial fiindu-i aduse o serie de amendamente. Proiectul a fost votat cu 72 de voturi pentru, 30 împotriva sublinierei o abținere. Liderul grupului PSD, Erban Nicolae, a afirmat că propunerea legislativă va suporta îmbunătățirii la Camera Deputaților, for decizional, adoptarea actului normativ fiind impus miercuri în Senat de termenul de adoptare tacit, 18 aprilie. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a explicat marci, după adoptarea unui raport de admitere de către Comisia Economic sublinierei Comisia pentru Buget Finance, însu sublinierea IP miercuri de plenul Senatului, ce amendamentele vizează în special subiecte discutate cu cei de la Eurostat. Potrivit lui Teodorovici, amendamentele vizează modul în care statul sublinierei desemnează reprezentanții în Consiliul de Supraveghere sublinierei faptul ce fondul trebuie să fie cel care se decide vis-a-vis de vânzarea unui pachet de acțiuni la companii care sunt partea sa sublinierei, nu statul. Împotriva propunerii legislative s-au pronunțat senatori PNL, USR sublinierei IPM pe care au retrosublinierea timpul insuficient pentru a analiza sublinierei dezbate amendamentele depuse.